Un radio de milioane de români. Bună ziua! La Catedra de Politică stă astăzi e domnul Andrei Chiliman, primarul sectorului 1. Lângă mine în studio, îi mulțumesc că a venit să ne lămurim de ce s-a schimbat peisajul bucureștean și o să explic de ce vorbesc despre peisaj. Este doamna Elena Vijulie. Realitatea TV spuneam peisajul s-a schimbat, s-au ridicat corturi chiar la 10 metri de imobilul în care locuiesc, e un cort pentru strângerea de semnături la referendum. A venit primăvara, nu numai arborii au înflorit, dar iată și corturi s-au ridicat așa cum eram obișnuiți în campaniile electorale pentru mobilizarea cetățenilor. Pentru a înțelege mai bine care este cauza pentru care cetățenii sunt mobilizați, corturile sunt marcate, cel puțin cel de lângă imobilul meu PNLPC, probabil că sunt și alte mărci pe asemenea corturi, deci pentru a ne lămuri motivul acestei uh, campanii. Uh, domnule Chiliman, uh, legea Bucureștiului care cade așa ca un fel de amenințare, de spectru asupra cetățenilor, asupra primarilor uh, de sector, este dacă înțeleg bine, motivul. Ei, uh, cred că ar trebui să uh, explic de ce e nevoie de această campanie de strâns semnături pentru organizarea referendumului. A apărut această uh, Inițiativă a Elenei Urea și a Partidului Democrat de uh, Legea Bucureștiului. E o lege uh, care, de fapt, uh, în spatele vorbelor și a intențiilor uh, se află un singur lucru. E o tentativă de a pune mâna pe cele 2,5 miliarde de euro bugetul, Bucureștiului și al sectoarelor și de uh, uh, punerea lui la dispoziția ai spune, a mafiei politico-economice a PD-ului uh, în uh, detrimentul uh, cetățenilor uh, și a lucrurilor care s-au făcut bine și bune în București în uh, 10 ani de când s-a făcut o decentralizare uh, cât de cât uh, a sarcinilor către sectoare. Aș vrea să vă spun că în momentul în care a apărut această lege, am cerut proiectul acestei legi, am cerut imediat organizarea unui referendum la nivelul capitalei, în așa fel încât o lege care, de fapt, prin efectele ei poate să afecteze și în mod categoric, așa cum e, va afecta negativ, e părerea mea, viața tuturor bucureștenilor, eu cred că trebuie consultați și bucureștenii, sigur, bine informați și consultați dacă sunt de acord cu asemenea lege sau nu. Domnule Chiliman, ce semnale aveți în acest moment? Care este ritmul strângerii Ei, de semnături? Lucrul asta a început de semnatur... acum două zile. Până, până la ritmul strângerii de semnături, pot să spun că în momentul în care am cerut lucrul ăsta, am constatat, pe de-o parte, o șovoială pe care eu nu o înțeleg a primarului general, pentru că un referendum la nivelul Bucureștiului nu poate fi organizat decât de primarul general, și ulterior să fie aprobat de Consiliul General. În Consiliul General, știți că majoritatea a PD-ului. Primarul general a Șovăici și șove în continuare. Cum vă explicați acest că, lucru. Cred că trebuie să întrebați pe el. Bun, că, să înțelegem că domnul Oprescu celut... care se Eu pare va celu... candida pentru un nou mandat este interesat de proiectul Udrea să-l numim așa de, uh, Nu vreau să fac speculații dar atâta vreme cât uh, taci pe un subiect atât de important uh, tăcerea de obicei arată o anumită complicitate sau o altă dorință dar n-aș vrea să îl acuz poate pe nedrept uh, uh, Un lucru e clar că în momentul în care am văzut că nu se întâmplă nimic am hotărât să strângem semnături în așa fel de la cetățenii Bucureștiului să informăm cetățenii Bucureștiului să strângem semnături pentru ca să facem o presiune asupra primarului general și a Consiliului General pentru organizarea acestui referendum. Uh, în, uh, e o campanie. O pe care cetățenească e o cetățenească. inițiativă a Partidului Național Liberal și a Partidului Conservator. format de Partidul Național Liberal și de Partidul Conservator. Uh, uh, o campanie care se cheamă Apăr Bucureștiul. Uh, e o campanie de apărare bu a Bucureștiului în fața tentativei Elenei uh, a PD-ului și a uh, mafii politico-economice din spatele lor e vorba de o campanie care încearcă să apere ce s-a făcut bun în București în cei 10 ani de când s-a făcut un început de descentralizare reală și când, dându-se atribuții sectoarelor, s-au făcut o mulțime de lucruri, stres secundare, școli, partea de asens socială, spații verzi, locuri de joacă, sunt lucruri care se văd. Acolo unde un primar s-a ocupat, lucrurile astea se văd. Și dacă vreți, pe de altă parte, este o campanie care încearcă să informeze în mod real pe bucureșteni de faptul că, ajungând 2,5 miliarde de euro la mâna Consiliului General, pe de o parte, nu se vor mai face deloc proiectele de descentralizare, care s-au putut face prin descentralizare, vor fi oprite. Spații verzi și așa mai departe, dar am spus, în afară de asta, vă dau un exemplu. Reabilitarea termică va fi un proiect oprit pentru că primăria generală și Consiliul General, care au în sarcină să facă consolidarea clădirilor cu riseismic. Uh, au făcut câte o clădire pe an în ultimii ani. Uh, pe când, adică spuneți că ritmul uh, s-ar încetini bo, în asemenea măsură încât ar echivalea cu oprirea e proiectului E practic o oprire asta, și se vor mai face, aici colo, blocuri, în funcție de anumite interese ale unor consilieri general, dar nu va fi un program susținut, un program metodic, așa cum se face la ora actuală în sectoarele unde primarii și-au dat Bun, dar o Dar unul dintre la... argumentele principale <coughs> pentru susținerea acestui proiect de lege de... Um, comasare, în recentralizarea. recentralizarea bugetelor sectoarelor este acesta al lipsei de coerență. În modernizarea, să spunem, orașului, că nu-i așa, de la gârdulețele în toate culorile, în fiecare sector, până la felul în care sunt amenajate, nu știu, străduțele, străzile, etc., toate acestea, spune doamna Udrea și mulți dintre colegii săi, ar trebui să fie făcute într-un mod foarte articulat și acest, acesta ar fi, nu, un argument. Uh, știți cum e uh, drumul spre Rai e Pavat, uh, spre iad e pavat de bune intenții. Ori, din păcate, aici, uh, asta, este o, asta e o realitate. Iar uh, uh, vorbele au fost date uh, omului ca să-și ascundă gândurile. Uh, eu vă spun un singur lucru, vă dau niște exemple, da? Uh, acolo unde a fost ales un primar care s-a ocupat într-adevăr și a dat silința să fie un primar bun, să facă lucruri pentru cetățeni, hai să iau exemplu primarului de la sectorul 3. Evident. Lucrurile s-au văzut da. imediat. Și acolo unde a fost un primar care nu s-a nu și-a dat silința, iarăși lucrurile s-au văzut, că n-a făcut nimic. Uite, vă dau exemplu primarului care a fost al PNL-ului la sectorul 4. Acum a venit un alt primar la sectorul 4, domnul Popescu Piedone, care a început să facă și începe să se vadă. Cum vă închipuiți dumneavoastră că de ei sunt aleși, ei au un primar care e ales, are un interes să fie reales și atunci încearcă să facă pentru cetățeni cât mai multe lucruri. Dacă primarul nu se ocupă cetățenii sancționează și nu-l mai aleg. de gândiți-vă că pe legea asta ale Elenei Urea, primarii nu o să mai fie aleși, o să fie desemnați de Consiliul General pe interese politice, ca o calități de conducător sau nu, nu contează, ei nu vor răspunde în fața cetățenilor, ci în fața Consiliului General, care ia, care, majorității din Consiliul General, care ia numită acolo. Deci ei de fapt vor fi vor executa ordine politice și în niciun caz ce vor cetățenii sau ce cred cetățenii că ar trebui să facă prim, un primar deci, normal ales pentru București. Bucureștenii ar el. trebui să rețină acest fapt că potrivit proiectului sprijinit de Elena Udrea și uh, partidul său, Bucureștenii nu își vor mai alege direct uh, primarul de sector, uh, ci acesta va fi uh, desemnat prin intermediul nici Consiliului. Nu, nu poți să-i mai spui primar. El, de fapt, va fi un, un un fel de director de sector al cărui șef este Consiliul, majoritatea din Consiliul General, nu tot Consiliul General. Și atunci el, de fapt, putând să fie și schimbat dacă nu face cei dă ordin Consiliul General, în fața cui răspunde? În fața unor consilieri care au interese? Uitați-vă ce se întâmplă astăzi în Consiliul General. Ce, ce, Haos este acolo din cauza intereselor consilierilor care n-au nicio legătură cu interesele bucureștenilor uitați-vă ce s-a întâmplat la ședința de, de adoptarea bugetului că a fost schimbat radical bugetul eu nu spun că bine sau rău dar după părerea mea rău pentru că s-au luat bani de la investiții ca să se mute la două societăți care sunt controlate de PD de Radeci și RATB Uh, uh, sigur că uh, toate aceste uh, uh, lucruri plus modul în care se aprobă diverse planuri urbanistice la Consiliul General păi, e un fel de afacere asta, nu este Bun, interesul deci lipsa de transparență din, nu acuz din zona transparență. Consiliului General acuză actuala majoritate Că face jocuri politico-economice și că nu face nimic în interesul cetățenilor, blocând proiectele necesare orașului și în interesul cetățenilor. Ne puteți da câteva exemple? Vă dau un exemplu. Au tăiat bani de la. Uh, Pasajele care trebuie făcute, așa ca să-i mute la uh, subvențiile pe ATB și uh, Radet. Au luat bani de la uh, stadion, au luat bani de la alte proiecte de uh, investiții în infrastructură de care are atâta nevoie Bucureștiul ca să le mute pe partea de consum pe partea unde controlează și prin structura de conducere a RATB-ului și radetului, unde pot controla fluxurile financiare. E o chestie foarte simplă, dar, sigur, e greu să explici bucureștenilor toate detaliile, cum funcționează o asemenea societate Bun, vi s-ar putea răspunde că în vreme de criză este importantă subvenționarea Radetului, Nimeni nu spune că... să nu se subvenționeze. Bun, iar pe de altă parte, de asemenea, este important ca prețul biletului RATB să rămână Nimeni... pe loc în condițiile în care Nimeni o scumpire -a afecta foarte mult și dintre bucurești. Dar eu vă spun ceva. Radetul astăzi, trebuie să mai primească bani de la Guvernul României, sume foarte mari, pe care Guvernul României, din care face parte și doamna Udea refuză să le aloce. Nejustificat. E vorba de datorii pe care le are legal și pe care nu și le asumă. Adică, spuneți în că o gaură în de la guvern este nu pe vrea să dea banii tine. respectivi. Doamna și a uh, dirijat uh, influența în, în majoritatea pe care o are astăzi pe de-un Consiliu, în așa fel încât să ia de la alte proiecte bani ca să-i dea acolo unde ar fi trebuit să dea banii guvernul. Și rezultatul e că. Bucureștiu va stagna pe proiectele importante sau se vor desășura cu altă viteză. Lucru care este inacceptabil. E motivul pentru care eu am cerut consilierilor PNL la ședința respectivă să părăsească sala ca să se vadă exact cine, cum votează. Tocmai vreau să vă întreb într-o cheie mai politică, nu e vorba numai de majoritatea PD, în ciuda asigurărilor președintelui Victor Ponta. Și asigurărilor ceva mai enigmatice ale președintelui bucureștean Marian Vanghelie, consilierii PSD au votat alături de consilierii PDL. Ce unde mai este, la nivelul Bucureștiului, USL-ul care există USL la în nivelul, vremea respectivă? La nivelul Bucureștiului, USL-ul nu a fost constituit. Nu a fost constituit. Și nu a fost constituit unul dintre motive reprezentându-l și aceste hai să spun, uh, uh, derapaje ale uh, PSD-ului, pentru că consilierii PSD au votat alături de cei ai PD-ului modificările la buget alea propuse de PD, pentru că au făcut un troc pe spinarea bucureștenilor și a proiectelor mari, ca uh, să se financeze... Uh, niște lucrări de reabilitare a unor străzi din sectorul 5 pe banii bugetului municipalității. Foarte bine, aranjezi aceste lucruri, dar nu faci un troc care se descalifice dând practic votul tău PD-ului care de fapt ia banii de la investiții și îi mută pe firmele lor bun vedem tot timpul această alegere între ce e de făcut la nivelul sectorului și ce e de făcut în beneficiul întregii capitale. Mă gândesc și la iată, spuneți sau la de la stadion, un edificiu absolut necesar pentru o capitală europeană în sau pierdeți acești bani pentru câteva străzi în sectorul 5 nu simplificând nu foarte se facă tare și lucrurile alea. dar problema e următoarea un primar general responsabil știe că nu poate să facă multe lucrări numai cu bugetul pe care îl poate colecta într-un an și atunci se duce și încearcă să aducă bani din împrumuturi pe termen lung și cu dobânzi mici anuale în așa fel încât să permită dezvoltarea orașului, iar dezvoltarea orașului pe urmă generează ea la rândul ei bani în continuare, mai mulți din care să plătești mai repede dobânzile și creditele respective. Deci, de fapt, e ce pui întâi, ou sau găina? Și aici e o chestiune foarte clară. Orice primar general trebuie să aducă bani în plus din credite, să ducă să Încerce să acceseze acești bani, în afară de banii europeni, care au un ritm special și destul de lung de accesare, pentru că sunt controle foarte mari și, din păcate, pentru cei care cred că se poate la bani europeni, nu se prea poate fura și de aia nu se prea fac proiecte pe bani europeni în România și o spun cu tristețe. Și atunci, primarul general trebuie să aducă bani. Nu să, se, să ia soluția cea mai ușoară, las că iau banii de la sectoare și fac eu proiectele mari ale Bucureștiului și las dracului sectoarele. Că asta e de fapt ce se întâmplă prin această centralizare. La nivelul sectoarelor nu se va mai întâmpla nimic sau aproape nimic, sau ce mai apare pe diverse tocmeli de astea prin Consiliu, pe acolo. Iar banii, majoritatea, vor fi folosiți pe proiecte de infrastructură, necesare și ele. Dar aici este marea diferență între modul în care abordăm noi lucrurile, descentralizarea înseamnă decizia aproape de cetățeni să știi ce au nevoie cetățenii și să le rezolvi problemele ca primar, folosind dacă se poate, toți banii pentru dezvoltare și pentru ca să arate orașul altfel, de fapt, ce înseamnă un oraș dezvoltat, un oraș în care calitatea vieții să fie mai mare decât în momentul în care ai ajuns primar acolo. Poate aici ar trebui punctat pentru ascultătorii noștri care nu sunt București, nu că un sector al Bucureștiului are circa 300.000 de locuitori. Deci este practic un oraș e un în sine. Județ. E mai mult decât atât. E județ la nivelul mic, unui județ, da. Da. iar orașe cu 300.000 de locuitori mai sunt câteva în țară. Deci, Constanța Brajă. Uh, Constanța Brajă. Da, Constanța Sigur, sunt câteva în țară, dar uh, ideea e că uh, e practic un oraș în sector. Dar uh, dacă s-a făcut ceva în sectoare, în infrastructură, s-a făcut din cauza uh, faptului că s-au descentralizat uh, anumite activități. Eu vă dau un exemplu. Când am preluat sectorul în 2004. Aveam din 1210 străzi existente atunci, aveam vreo 400 de străzi care trebuiau refăcute complet, majoritatea neavând nici apă, nici canal pe ele. E, a fost un program investițional foarte mare pe care l-am dus în primii ani de mandat. În momentul în care ridici uh, nivelul unei zone printr-unui cartier, prin uh, uh, apă, canal, asfalt, Infrastructura, automat, valoarea acestui cartier crește și investitorii vin acolo pentru că găsesc ceea ce caută, condiții cam ca la ei dacă sunt străini. Că nu o să vină să stea cu uh, azna ecologică în curte. Bun, vi se reproșează într-un fel exact acest lucru faptul Am că credite sunteți pentru asta. în cel mai bogat sector al Bucureștiului aveți bugetul cel mai mare în timp ce sectoarele din sud au mai puține perspective de dezvoltare, majoritatea investițiilor străine sunt în nord, și deci spune PDL, Elena Udra și alții lideri, ar fi mai echilibrat, mai etic să spunem, ca această bogăție să fie împărțită tuturor sectoarelor. Cred locurilor. că Elena Udrea se vede clar că a fost consilieră un an sau jumătate de an cât a fost consilieră la Consiliul General Abar nu are de administrația unui oraș mare și de probleme, de modul în care trebuie administrat un oraș mare cu peste cu 2 milioane de locuitori, dar în care locuiesc cam 2 milioane 3-400 de mii cu studenți, elevi veniți din afară și în care lucrează peste 2 milioane jumate de locuitori. Deci, un oraș din asta nu poate să fie. Uh, nu se dezvoltă absolut uniform peste tot. Niciun oraș nu e dezvoltat uniform. Ce, uh, centrul Parisului e la fel uh, în periferia Parisului. și în serios, sunt diferențe foarte mari. Există cartiere dormitor și în Franța, există și la Paris, există cartiere de parte economică și în Franța. Nimeni nu spune că uh, uh, trebuie să fie toate identice. Problema Dar trebuie să există o anumită coerență. Există, nu? există, două lucruri care lipsesc. Centura. Unu, interesul Consiliului General, care are și astăzi posibilitatea să determine dezvoltarea anumitor sectoare, să spun, sau cartiere din sudul orașului, prin două metode. Prima metodă este planul urbanistic general, care trebuie să permită indicatori urbanistici mai importanți pentru zonele respective, în așa fel încât să atragă investitorii de ce să construiesc eu un sectorul 1 numai pe plus 10, spre exemplu, când acolo pot să fac pe plus 20. Deci să folosesc mai bine terenul. Uh, doi, prin uh, Reducerea care stă tot la nivelul Consiliului General, reducerea taxelor și impozitelor pentru cei care investesc în zone respective. Și lucrul ăsta e absolut posibil într-o plajă care e permisă de lege. Niciodată Consiliul General nu a luat în discuție o asemenea posibilitate. De ce? Pentru că nu-i interesează. Pentru că e mai ușor să se ocupe de uh, micile lor afaceri uh, consilierii generali decât se ocupe de problemele reale ale Bucureștiului. Și asta e o problemă reală. Cum vă închipuiți că uh, pe vremea când era Traian Băsescu primar general 2001-2002 și Adrian Năstase era prim-ministru, au căzut amândoi la uh, înțelegere că Consiliul General al Municipiului București este cea mai coruptă instituție din România și care ar trebui de sfințat. Uh, și uh, uh, pot să vă spun că, dacă vă uitați astăzi, cine erau consilieri municipali în 2002-2003 și cine sunt astăzi, o să regăsiți foarte multe nume pe acolo. Și atunci... Uh, Personal, Sugerație cred că. Eu... o atenție mai mare a DNA-ului asupra membrilor acestei instituții. Înțeleg? Eu nu vreau să generez nicio atenție a nimănui. E o instituție care, de fapt, nu poate să rezolve problemele a două milioane și jumătate de locuitori, nici dacă ar dori. Că nu are cum. Și prin desințarea sectorilor s-ar ajunge la această situație ca două ca 57 de oameni să încerci un primar general să rezolvi problemele pe care astăzi le rezolvă pe fiecare sector la nivelul sectorului primarii de sector cu aparatul lor cu consiliul lor de sector, iar la nivelul general ar trebui să se ocupe primăria generală doar de partea de infrastructură, de programe mari de dezvoltare. De de exemplu, metroul până la aeroport, ca în orice capitală civilizată. La noi e o bizarerie în România. Metroul ține de Ministerul Transporturilor. Ca da, și centura, București lui, centura Bucureștiului, nu? Centura Bucureștiului ține de Ministerul Transporturilor și nu de municipalitate. E o bizarerie care, cu care trebuie să trăim deocamdată și se pare că nu există o dorință foarte mare, cu toate că chiar mai mulți primari au cerut ca metroul să treacă la capitală, Nu există nicio dorință la transport să se facă lucrul ăsta. Bun, poate lipsește presiunea publică. Nu cred că e o chestiune de presiune publică. Cred că iarăși sunt interese exact. de altă natură tu care mai joacă. Ai, aș îi... îndrăzni să fac și un mic comentariu, pentru că suntem la Catedra de Politică, de aceea îndrăznesc, adică putem fi poate puțin pedagogici pentru studiile urbane care sunt extrem de dezvoltate. E un lucru evident că în materie de gestiunea orașelor. Cum spunea o celebră reclamă, size does matter, mărimea contează, orașele mici lucrează prin definiție în raporturile cu cetățenii, sunt atente și reacționează, mai bine sau mai rău, dar reacționează la dorințele cetățenilor, orașe mari și s-au studiat, New York, Bogota, Napoli, să spunem, care ar fi cam de uh, mărimea Bucureștiului. Orașele mari nu lucrează decât cu marile companii. Deci, cetățeanul nu contează, ci contează marea companie de salubritate, compania de transport, compania de taximetre, marile interese corporate și orașul e bine gestionat. Când primarul și Consiliul, întotdeauna consiliile sunt corupte în marile orașe, nu numai în București, când primarul și Consiliul reușesc să satisfacă interesele marilor. Corporații care o operează pe teritoriul orașului. Deci a, e o chestiune de școală. Deci, doamna, în acest, din acest punct de vedere, doamna Udrea nu are dreptate. Nu, nu câștigăm nimic ca cetățeni, s-ar pun. Eu nu zic că orașul nu va fi mai bine administrat dacă va fi centralizat, dar va fi altfel administrat, cum să spun, în completa absență a cetățenilor și fără ca cineva. Să-și bată da. capul, mai, să Mare să dificultate, exact, în a să răspundă La, da, la eu, ce vor cetățenii de pe o stradă mai oarecare. Eu mă bucur că da. dumneavoastră, ca profesor, spuneți lucrurile astea. Da, e o, e o certitudine, adică nu e o ipoteză. E, e, e o, o, o chestiune care ține de realitate. Cu cât teritoriul pe care îl administrezi este mai mare, cu atâta nu poți să știi ce se întâmplă într-un col sau în altul din teritoriul respectiv. Pentru că vezi lucrurile din uh, avion. În momentul în care uh, ești administrator al unui teritoriu mai mic, în momentul respectiv, cunoști lucrurile astea și te chinui să le rezolvi. Și aici este una dintre problemele. Dacă vreți, Elena Urea, prin legea asta și PDU, vor să fure cetățenilor dreptul, un drept uh, foarte important, dreptul de a-și alege... Un reprezentant care să conducă destinele administrației locale, și pe care să-l poată, și sancționa dacă nu face ce trebuie. Bun, Ministrul Dezvoltării susține altceva, trebuie să spun, se lansează de pildă astăzi așa-numitul București-Ometru, o hartă, spune doamna Udrea, pe care cetățenii sunt chemați să pună pe un blog problemele Bucureștiului și spune domnia sa, dacă vrem să vorbim într-adevăr de o capitală europeană, avem nevoie de strategii clare privind traficul auto, transportul în comun, problemele de urbanism. Corupția din primări primăriile de sector, nu, nu știu primările. dacă nu cumva ar fi trebuit totuși să se oprească la corupție, punct. Lipsa locurilor de parcare sau câinii comunitari și multe alte chestiuni ce se află pe buzele da. oricărui bucureștean care dorește să trăiască într-un oraș ce spune, frumos. Tot ce spune ca probleme acolo, dar tot ce spune sunt sarcini exclusive astăzi ale primarului general și ale Consiliului General al Municipiului București. Cu ce pri am cu Primari de sector cu tot. Ce am împiedicat? Nu, pe partea de infrastructură am generală. Am înțeles, de formula de formula. nu, deci în ce am piedicat, Ce am împiedicat pe cei pe mulți primari generali care s-au tot perindat pe acolo? Și majoritățile PD-ului, că din 2004 pd are majoritatea în Consiliul General, până în prezent, ce i-a împiedicat să facă lucrurile astea? Adică, dacă vreți, e, e un mod de a e, pune într-o lumină proastă propriul partid, e, pentru că majoritățile au fost ale PD-ului. spune cerul este albastru, iar e verde, din moment ce atribuțiile astea existau de. Deci, jans, ei au atribuțiile astea. Am auzit-o la a... un moment dat spunând că primarii de sector, dar e adevărat, dacă vreo lună, și. Că primarii de sector au blocat știu investiții ale primăriei generale. Nu se poate să, tehnic. Să dea un exemplu, eu nu știu cum putem noi bloca, pentru că noi avem atribuții precise, ei au atribuții precise, noi nu putem să le blocăm aceste investiții primarului general și Consiliului General. Nu avem cum. Deci. Sigur, când nu te pricepi la administrație, poți să spui tot felul de lucruri din astea și nu mă miră că doamna Udrea uh, nu cunoaște cum se administrează un oraș mare și uh, vine cu o, cu o asemenea lege. Uh, dar legea asta, pe lângă cuvintele frumoase, vă spun, ascunde un singur lucru. Uh, dorința de a pune mâna pe cele 2,5 miliarde de euro și de a le pune la dispoziția uh intereselor politico-financiare din, din spatele dânsei Poi, și a PD-ului. Asta e în ipoteza că doamna Udrea dacă va, va, și va câștiga, ceea ce e doar o nu, ipoteză. În nu nu, asta. nu. Chiar dacă nu câștigă, important este cine are majoritatea majoritate în Consiliu. În Consiliu. În Consiliul Or pe dânsa, așa cum și-au făcut în Parlament, spre exemplu. Așa cum au acum în Consiliu General un, o majoritate făcută cu niște oameni de la PRM și de la Partidul uh, domnului Becali, PNC, uh, PNC. de la PNG. Sigur că poate să-și, cum au făcut în Parlament, că au cumpărat tot felul de parlamentari și, în fine, au reușit să facă niște partide din astea satelit cu care să-și asigure o majoritate, așa, vor, așa speră să poată să facă și după următoarele alegeri cu în Consiliul General. Deci, de fapt, Păi ce, stai, vă întreb imediat. Că, nu primarul general bă, conduce de fapt. Știu, știu, da, El dar propune nu, proiectele. Sigur, mă refer un consiliu la... Consiliul General bine condus și dintr-un birou, nu de din primărie, de acasă dintr-un birou, poate să conducă și să ducă primăria pe altă direcție decât vrea un primar general ales. Dar ne-amintim războiul dintre Consiliul General păi, și treabă să spună... Da, evident. Da, și da, actualmente 2000... este, dacă vreți, 2004. o bătălie între Sorin Oprescu și da. majoritatea PD din Consiliu. Dar înțeleg din ceea ce spuneți, dacă prezumați că în primăvara viitoare, indiferent cine va fi primar și poate că vom avea timp să discutăm și despre asta va fi o majoritate PD, înseamnă că sunteți foarte sceptici cu privire la șansele USL-ului de a lua în București, nu, 60% cât nu. dau cei nu, doi șefi deci nu vreau, media nu vreau, pe țară. Deci nu vreau să văd lucrurile în felul ăsta. Știți foarte bine că rezultatele alegerilor sunt una și ce fac pe urmă aleșii e o altă treabă. Și vedeți ce s-a întâmplat, că au apărut partide noi în Parlamentul României, deci vedeți cum s-a întâmplat cu actuala majoritate din Consiliul General. Nu văd de ce nu trebu ar trebui să excludem această posibilitate. În viitor, indiferent de câte voturi va avea. Bun, totuși o asemenea alianța, posibilitate. Alianța PNL-PC putea... pe de-o parte și PSD-ul pe de altă parte. Un astfel deci... de scenariu, îmi cer scuze, ar putea totuși să fie minimalizat printr-o victorie zdrobitoare, să spunem, eu a contra candidaților doamnei Udrea. Pentru că. Deci eu încerc, eu încerc la. E mai greu, nu? Să ca pe ei. partea. PNL, Două PC, de decât doi. și sper că la un moment dat să putem să facem și, în fine, celălalt ar, aranjament cu, cu PSD Partidul Social-Democrat în momentul în care, sigur, dânsii se vor clarifica cum vor să joace, pentru că până acum micile aranjamente sau mai mari, marile aranjamente cu PSD-ul și cu Elena Udrea au fost mai importante decât constituirea USL-ului la nivelul Bucureștiului. Pentru Bun, actuala e clar, conducere. în această săptămână aș spune că agenda politică a fost destul de mult presărată de declarații privind primăria capitalei. Aș spune că am intrat într-un fel de precampanie electorală în privința Bucureștiului. De, de, altfel, sunt primele alegeri cele uh, locale în prima jumătate a lui uh, 2012. Uh, totuși, uh, harta acestor candidaturi este încă neclară. Da. E normal să fie neclară. Uh, noi avem uh, pe studiile de opinie pe care le-am făcut uh, dacă vreți sondaje, dar sunt mai multe decât niște sondaje, PNL-ul plus Partidul Conservator la ora actuală uh, se bucură de încrederea unui număr mai mare de bucureșteni decât celelalte formațiuni respectiv PSD-ul luate în parte, PSD-ul și respectiv Partidul e Democrat uh, și uh, noi căutăm uh, să găsim un uh, candidat al uh, Alianței PNL plus Partidul Conservator, pentru ca să-l propunem uh, uh, pentru următoarele alegeri. Bun, dacă facem o recapitulare, este limpede că doamna Elena Audrea se pregătește intens pentru o candidatură la primăria Bucureștiului. Domnul Sorin Oprescu a declarat în această săptămână foarte limpede că vrea un nou mandat și că va candida ca independent. Rămâne această necunoscută ce face USL. Până când nu... Dacă există USL, București... E, e evident, orică. evident, sunt mai multe și trepte. Și deci, da. Sunt da. mai Sau multe. Sunt curând, mai mulți pași care privisiv, trebuie da. urmați. Eu cred că nu are rost să discutăm astăzi de o candidatură a USL-ului la nivelul Bucureștiului, dar, sigur că noi căutăm să propunem un candidat puternic pentru capitală din partea alianței Partidului Național Liberal cu Partidul Conservator și sperăm că acest candidat să fie acceptat și de USL. Bun, aici cred că această prezumtivă Uniune Social-Liberală de la București, înțeleg că încă nu a fost algătuită, s-ar putea afla, aș spune, într-o situație fericită, pentru că există mai multe posibilități, nu? Cristian Popescu Piedone pare interesat, cel puțin pe termen mediu de primăria capitalei, Marian Vanghelie se știe și pregăte cu abilitate un parcurs spre uh, primăria Capitalei? Uh, de ce nu dumneavoastră? Din zona liberală. Eu am spus uh, foarte clar și de mai multe ori că uh, eu, contrar celor afirmate de Elena Udrea că aș fi interesat de primăria generală, eu am spus următorul lucru. Aș fi eu sunt inginer de proiect, sunt foarte precis în ce fac și bănuiesc că se vede ce am putut să fac în acești șapte ani pentru sectorul 1. Cred că aș fi un bun primar general, dar nu mi-am pus niciodată în gând să devin primar general și pe proiectul pe care l-am prezentat alegătorilor în 2008, un proiect de regenerare urbană la nivelul sectorului 1. Un proiect, poate singurul făcut în capitală, de care m-am apucat și de care mă țin ca să îl pot duce la bun sfârșit. Mai am nevoie de un mandat la sectorul S -a -s -a. 1. V-ați mai dori mai degrabă încă și un mandat. Eu, eu îmi la 1 doresc decât... încă un mandat la sectorul 1, pentru ca să pot să duc la bun sfârșit mm. acest proiect pe care l-am făcut. Sigur, sper ca să obțin. Acordul bucureștenilor și sper că această lege a Elenei Udrea să nu devină o tristă realitate pentru București. Bun, dar dacă partidul dumneavoastră vă solicită o candidatură la primăria Bucureștiului, ați accepta? Eu cred că asemenea decizii sunt decizii nu ale partidului, ci ale mele. Deci eu sunt cel care decid dacă vreau un lucru sau nu. Partidul nu mă poate obliga. Suntem totuși într-un partid liberal, poate să ceară, putem să avem discuții, am argumente și pro și contra, dar eu sunt cel care decid. În momentul de față, decizia mea este foarte clară, aș și un bun primar al capitalei, dar vreau să mai candidez o dată la primăria sectorului 1 pentru a-mi termina, pentru a-mi duce la bun sfârșit, proiectul de regenerare urbană început în 2008. Bun, și ce sugestie ați avea pentru bucureștenii care nu locuiesc în sectorul 1 și, să spunem, ar vota cu actuala opoziție? Spre cine credeți că ar trebui să se îndrepte? Eu nu vreau să fac recomandări astăzi. Nu, nu vă cer neapărat un cred nume. Că, cred că ca e nevoie, Bucureștiul are nevoie. De un primar general care să se ocupe de problemele mari ale Bucureștiului, vorbesc de cele legate de transport în comun, infrastructura de, de circulație, care e varză de pe vremea lui Ceaușescu și de care foarte puțini oameni s-au ocupat până acum și s-au făcut elemente din așa, trebuie să se ocupe de partea de uh, radet și să aibă un plan urbanistic de dezvoltare la care să nu se umble, ferească Dumnezeu să se umble vreodată la el. Ori la ora actuală, din păcate, se umblă, cred că din, la actualul plan s-a umblat din, din anul 2000, decembrie, când a fost votat până în prezent, de vreo 1000 de ori, poate chiar de mai mult, numai la Consiliul General. Ori vă dați seama că, de fapt, astăzi proiectul respectiv e cu totul altul. Dar și ăla era prost. Atunci ce a făcut. O ultimă întrebare, dacă îmi permiteți, considerați că ar fi util ca PNL să sprijină această candidatură a domnului Sorin Oprescu? Au fost întâlniri domnul Antonescu cu domnul Ponta, s-au întâlnit în săptămâna aceasta încheie cu domnul Oprescu? Uh, nu, deci Cum nu s-a pus problema sprijinirii dânsului, pentru că dânsul vrea să candideze da, și a spus o da în calitate de independent. Întâlnirea a avut cu totul alt scop. Știți că, de fapt, am și spus în emisiune, Bucureștiul, practic, nu are astăzi buget aprobat pentru anul 2011. Ca atare, adică ce s-a aprobat de PD în acolo lună de zile este o varză de buget. Și uh, au avut întâlniri cu cei doi președinți ai PNL-ului și ai PSD-ului uh, pentru a discuta uh, susținerea proiectelor pe care le-a propus. dar în perspectivă. În perspectivă uh, nu s-a discutat posibil? lucrul ăsta, și cred că e prematur să discutăm orice fel de susținere uh, a unui independent uh, astăzi uh, în. Uh, această chestiune, mai ales că noi încă nu avem de fapt USL-ul USL -ul la București. Tocmai, revin la această chestiune, mai avem doar 20 de secunde și aș vrea un răspuns scurt și clar dacă este posibil să fie Bucureștiul buturuga mare care să răstoarne carul mic național al USL-ului, pentru că este evident, dincolo de politica locală, cine va fi primar dacă USL-ul nu se face la București în următoarele 3-4 luni, USL-ul la nivelul național, nu mai are rațiune de a fi. Eu n-aș fi sigur. În primul rând... În orice caz ar fi o mare dificultate fi, politică, da, fi, logică, ar, etc. Ar derizoriu. N-aș vrea să, să... Deci răspunsul, dacă vreți, e un răspuns mai complicat. Nu, eu vreau un scurt pentru... că Noi căutăm răspuns, ca să facem un, o construcție solidă. Ori eu n-am putut să fac această construcție solidă atâta vreme cât PSD-ul a avut uh, niște atitudini, cum a fost la buget, dar n-a fost singura. Uh, niște atitudini care uh, nu erau uh, ale USL-ului, ci erau ale președintelui uh, pe București al, uh, și ale al unor interese de altă natură. Și atunci, uh, noi, dacă vrem să facem o construcție solidă, avem nevoie de un teren solid. Or, acest teren solid nu l-am găsit la PSD până acum. În cât timp credeți că să va. E o până? chestiune la nu care pe mult. care trebuie să o decidă președintele PSD-ului, împreună, probabil cu factorii responsabili nu este o chestiune care să țină de noi ceilalți. Noi așteptăm ca să-i și să-și clarifice opțiunile ca să putem să uh, continuăm discuția. Mulțumesc doamne Elena Vijulie de la Realitatea TV și mai ales domnului Andrei Chiliman care a stat astăzi la Catedra de Poliție. Un radio de milioane de români.